Bun găsit la Context, din nou în actualitatea regională, europeană și globală. Astăzi vom vedea care sunt consecințele în România ale celebrei deja liste a lui Dughin. Vom vorbi despre Republica Moldova și chinurile facerii noii coaliții pro-europene, să sperăm. Vom vedea și ce se întâmplă în Grecia, cum se prelungește tratamentul destul de dur, pilula amară aplicată Greciei de către Troică, dar vom merge și într-o țară europeană în care toată guvernarea aproape este deja electronică. E-guvernare cu adevărat. Până atunci însă, haideți să vedem rubrica noastră zilnică. Bun venit așadar la Accent, din nou primul din această săptămână. E bine, săptămâna trecută a ieșit ceva fum, da, știți cum e, nu iese fum fără foc, în legătură cu celebra lista a lui Dughin, știți, omul cu propaganda de la Kremlin. În e-mailul căruia hackerii ar fi descoperit un șir de nume din România posibili viitori sau prezenți agenți de influență. Am văzut prin presa noastră comentarii extrem de tranșante, cum că gata, ăștia sunt. E bine, în afară de faptul că în viață există de multe ori lucruri prea frumoase ca să fie adevărate, această mură în gură, venită aproape sigur prin intermediul serviciilor, trebuie să ne dea de gândit. Mai întâi de toate, nu știm dacă lista chiar a fost procurată de către hacker sau lăsată să fie procurată. Apoi, că pe listă este posibil să se afle unii care poate chiar sunt agenți de influență ai Kremlinului, alții poate au fost contactați, dar nu au răspuns convingător, alții poate nu au răspuns deloc, alții poate habar n-aveau că se află pe o asemenea listă. N-avem de unde să știm. A ne arunca acum să-i devorăm pe cei înscriși acolo, mi se pare o dovadă de necunoaștere a felului în care rușii știu să acționeze. Nu uitați! Rușii sunt mari jucători de șah și calculează cu multe mutări înainte. Iar matrioșca, acea păpușă în păpușă în păpușă, este tot o invenție rusească. Nu știi niciodată cu rușii. Nu știi ce se ascunde înăuntru, mai ales în această perioadă de război hibrid. Avem motive să credem că serviciile românești știu mai multe pe această temă și probabil, dacă e ceva adevărat în legătură cu asta, vom vedea urmările încet, încet în perioada următoare. Și totuși, chiar și acum lista e interesantă, dar din altă perspectivă. Fiindcă ne lasă să vedem ce domeniile predilecte în care Rusia încearcă să-și câștige influența în România. Cu unele excepții, lista merge cam în următoarele mari direcții. Activiști de stânga, normal, într-o țară ca România, în care există puternice discrepanțe sociale și totodată nemulțumiri sociale care pot să fie exploatate. Dar nu este uitat nici domeniul religios. Ortodoxismul, i-aș zice, fundamentalist. Iarăși pe deplin explicabil. Aici se înregistrează o rezistență sporită la modernizare. Iar Rusia își fondează politica sa expansionistă pe un puternic filon religios și conservator. În sfârșit, dar nu în cele din urmă, apare zona de extremă dreaptă, naționalistă, într-un fel legată de ortodoxismul acesta fundamentalist. Iarăși să nu ne mire, și să nu cădem în greșeala de a confunda Rusia cu stânga. Pur și simplu, Rusia nu poate fi judecată după normele familiilor politice europene. Acestea sunt despre democrație. Rusia e departe de a fi așa ceva. Așa se face că, în realitate, Rusia, despre care mulți de la noi cred în mod greșit că ar fi de stânga, Rusia, de fapt, se bazează în propaganda sa exact pe formațiunile de extremă dreaptă și naționaliste, de la Frontul Național în Franța, la Iobbik în Ungaria, de la UKIP din Marea Britanie, la Liga Nordului din Italia și așa mai departe. De ce nu ar încerca pe aceeași linie și în România? Lăsată sau nu în mod intenționat, lista lui Dughin are totuși meritul de a ne oferi indicii, nu neapărat asupra unor persoane, asta o să vedem, ci asupra modului de acțiune al Kremlinului și asupra naturii regimului Putin. În loc să pornim vânători de vrăjitoare, mai bine am face mai multe eforturi pentru a înțelege ce este cu adevărat Kremlinul de azi. Și în paralel, să privim mai atent la zonele unde propaganda regimului Putin ar putea acționa. Și este vorba exact de slăbiciunile societății noastre. Mai gândiți-vă!
Despre toate acestea, împreună cu invitatul meu din această seară, Radu Magdin, expert în afaceri europene și în comunicare. Bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație! Rămânem puțin pe această listă, chiar dacă s-a discutat săptămâna trecută, și mai ales asupra indiciilor pe care le oferă asupra naturii acestui regim din Rusia. Un regim care e o mare necunoscută la noi, în realitate, chit că a început să se scrie mult. Dar după reacțiile de săptămâna trecută, văd că e o mare necunoscută acest regim. Este necunoscută. Știți, dacă este să fac o mică paralelă, dacă nu era Euromaidan, nu sunt sigur că descopeream noi că suntem vecini cu Ucraina. Din păcate am uitat de foarte în ultimii ani, și nu am spune doar de 2-3 ani, ci de ultimii 25 de ani, ne-am pierdut foarte mult din ambiție, din ambiția geopolitică. Din faptul că puteam fi, chiar dacă natura regimului era autocrat înainte de 89, puteam fi jucători în plan global, fie că vorbim de mișcarea nealiniată, fie de alte dealuri pe care le-am intermediat între mari puteri globale. Cred că pur și simplu ne-am uitat foarte mult în interior, am uitat ce înseamnă de fapt glob, regiune, și cred că încet și sigur și sub natura evenimentelor care au loc, și în special ceea ce se întâmplă în Crimea, redescoperim regiunea și ne dăm seama că și valoarea noastră în ochii partenerilor este stabilitatea pe care noi ca țară UE și NATO o proiectăm față de vecinătate. În acest peisaj, tocmai aceste puncte vulnerabile ale noastre ne sunt arătate de această listă. Adică discrepanțe sociale, unde și sunt cu se poate are și sunt cu duiumul. Această zonă conservatoare, religioasă, care e puternică și care a încercat să fie folosită în campanii electorale, cu mai mult sau mai puțin succes. Și zona naționalismului de dreapta, care iarăși extremismului de dreapta, care iarăși se opune, de fapt este vorba de tot ce se îndepărtează de ce? De toleranță, de liberalism, tot de centru. Tot ce ține, să spun așa, de valori renascentiste și de valori europene, moderate. În esență, tot ce e îndepărtat de moderație și poate fi demonizat, pentru că nimic nu e mai ușor pentru Moscova decât să arate cu degetul, finanțând în același timp extreme stângi sau extreme drepte în diferite țări din Europa. Din ce în ce mai des în ultimele săptămâni aflăm exact cam ce operațiuni au loc cu privire la finanțarea unor formațiuni gen Frontul Național al lui Marine Le Pen, tot felul de împrumuturi dubioase. Un împrumut foarte dubios de la o bancă. Exact, și ne dăm seama în momentul de față și de faptul că clar una dintre punctele cheie pe strategia de decredibilizare a adversarilor din punct de vedere a Rusiei sunt scurgerile controlate sau finanțarea celor care ulterior pot fi folosiți de ei ca repere sociale. De exemplu, dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Ucraina, o parte masivă a mesajului rusesc pe televiziune rusesc sau pe Russia Today, pe mesajul lor acum devenind din ce în ce mai internațional, este faptul că, vezi, Doamne, fasciștii ar domina, să spunem, Ucraina și ce s-a întâmplat pe Euromaidan, ce se întâmplă în zona Donbasului și nu numai. Automat se caută justificări iar în și acele regiuni istorice ale Ucrainei unde media rusească este în prim plan, oamenii asta știu. Așa e, parcă trăim în paralele. Știu. Așa este și contează foarte mult, apropo de ce spunea și dumneavoastră, legate domeniile de interes, pentru că dincolo de câteva chestiuni, să spunem așa, de domeniul politice, de alte domenii cheie, cel al credinței, al religiei, clar influența mediatică este foarte importantă. Pentru că Rusia, dacă este să ne uităm, mi-a făcut experiența asta și am stat într-o zi vreo 6-7 ore într-o cameră de hotel și m-am uitat la Russia Today, ai sentimentul că sunt... ni se servește de o manieră profesionistă o realitate paralelă. În moment, dacă nu ai verificat și pe un CNN, dacă nu te-ai uitat și pe canale alternative, ai sentimentul că acele materiale extrem de bine realizate din punct de vedere al propagandei... Da, rușii știu să facă televiziune... Știu să facă, sunt o școală imperială, nu uită. Da. Din foarte multe puncte de vedere. Ghinionul nostru este faptul că suntem undeva la granița zonei pe care ei o consideră ca o sfera lor de influență. Și cred că este foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova, ca țară vecină, prietenă, soră, să avem grijă cum gestionăm acest lucru. Am ajuns la Republica Moldova și mă bucur că am ajuns la acest punct. Știu că ați fost în Republica Moldova destul de recent, chiar în premergătoare alegerilor, cu diverse programe de comunicare, în fine. Cred că a fost interesantă experiența de acolo și aș vrea să privim realitatea de azi, chinurile facerii acestei noi coaliții și rezultatele neconcludente ale alegerilor,
prin prisma ceea ce ați văzut acolo. Rezultatele, de fapt, arată și o, faptul că se păstrează o diviziune. Nu ne spune că neapărat că s-a accentuat, ci mai degrabă că s-au păstrat taberele pro-integrare europeană, respectiv cele reticente față de integrare europeană. Fie că această reticență înseamnă o păstrare a unei sfere de neutralitate înțeleasă din toate punctele de vedere, și anume să nu supărăm pe nimeni, să stăm oarecum cu fundul mai multe bălți, cum spunem noi ca și proverb, ca și zicală, fie pur și simplu o privire spre Uniunea Vamală ca posibilă alternativă mai mult sau mai puțin viabilă la Uniunea Europeană. De fapt, dacă este să ne uităm, dacă este să adunăm procentele PSRM-ului cu procentele PCRM-ului, vedem că de fapt avem o canibalizare a Partidului Comuniștilor, dar că procente respective ocupă în continuare cam aproape jumătate, mai puțin de jumătate din structura populației Moldovei. Totuși, structura votului este iarăși foarte interesantă, în sensul că un vot concludent pentru direcția europeană s-a înregistrat în Chișinău și în regiunea înconjurătoare și în diaspora. Nordul și sudul Republicii Moldova, nordul cu bălți, nu? Fieful respectivului care a fost scos din joc, Renato Usatâi. Un personaj foarte interesant și ale cărui legături inclusiv în România ar merita mai atent cercetate. Nordul votează masiv în direcția Rusiei, sudul cu Găgăuzia votează masiv în direcția Rusiei, rămânând centru și sigur diaspora. Europa. Da, categoric. Cum să guvernezi o asemenea țară? Încercând să obții o majoritate cât de fragilă și încercând să obții cât mai mult sprijin geopolitic prin proiecte, prin finanțări, pentru că banul spune cuvântul. Tot ce ține de Estul Europei, în special, și pe acest lucru mizează foarte mult Moscova, se mizează foarte mult pe fluxurile financiare, mai mult sau mai puțin reglementate, pe sacoșele de bani care intră de o manieră sau alta în țări, pe permeabilitatea acelei granițe cu Transnistria, pe ce se poate circula pe acolo. Gradul de contrabandă este foarte, foarte ridicat, să spun așa, și o problemă acolo, dacă noi credem că noi avem probleme cu fiscalitatea, să ne uităm la Republica Moldova ca să înțelegem exact ce înseamnă evaziune fiscală. Să le spunem telespectatorilor, cei care nu au fost în Republica Moldova, să nu au mers pe șosele în Republica Moldova, altfel șoselele mai bune, mult mai bune decât în trecut, aici s-au făcut progrese și iată că modelul României și banii europeni contează. Vezi multe mașini matriculate în Transnistria, care sunt ale locuitorilor din Republica Moldova, dar e ca și la noi cu mașinile matriculate în Bulgaria, nu? Așa este. Și te șochează de foarte multe ori și în Chișinău și în afara Chișinăului parcul auto. Faptul că vezi mașini care acum câteva luni ar fi fost la salone auto internaționale și îți dai seama cam ce preț au, le vezi pe străzi în ceea ce se presupune că este cea mai săracă țară din Europa conform statisticilor, este o discrepanță foarte mare și categoric oamenii simt acest lucru. De altfel, asta a fost una dintre vulnerabilitățile și pentru Alianța pentru Integrare Europeană, pentru această coaliție pro-europeană. Accentuarea corupției? Nu spune atât accentuarea, cât faptul că o parte din metehne au rămas indiferent de cine a fost la guvernare. Pentru că nu poți să spui că, Felix, doamne, pro-europenii sunt corupți și comuniștii erau drept și cinstit și aveau grijă numai de oameni. Dar nici invers. Exact. Cred că ceea ce se poate fi îmbunătățit în următorii ani este progresul la capitolul reforma justiției. Aș vrea să mergem puțin și într-o țară apropiată, Grecia, manifestații de stradă, bugetul se aprobă, iată, la noi abia intră în discuție, la ei s-a aprobat bugetul pe 2015, sigur un buget de austeritate și Uniunea Europeană, Troica, încearcă o metodă tehnică de a prelungi acest acord, deci de a continua terapia. Și foarte interesant, am putea face o paralelă cu ce se întâmplă la noi în acest moment. Da, și dacă este să uităm și pe argumente și nu numai la noi în perioada 2010-2012, dacă nu așa, a fost cel mai dur regim, după, experimental vorbind, după ceea ce s-a întâmplat în Grecia. Sigur că au apărut și rezultate, a spune la noi, mult mai mari decât la Grecia, anume faptul că am avut creștere economică. Și ei, exact. Da. Acum depinde foarte mult și cum se gestionează această creștere, cât se investește, cât se alocă de acolo spre investiții, cât se merge spre cheltuielile sociale, fiind o guvernare de stânga automat printre priorități, asistăm mai degrabă la o recalibrare a discursului Troicii, adică părea a fi mult mai relaxată la un moment dat, acum pare să devină din nou mai rigidă. Și în România, iată și în legătură cu Grecia, că nu se încheie programul. Trecut câteva momente cheie în defragilitatea europeană, printre care
cele două momente cheie cu privire la alegerea Parlamentului European, respectiv la instalarea propriu-zisă a Comisiei Juncker. A, și acum gata, spațiul de manevră de față, se mai restrânge, nu? Râdem, glumim, dar respectăm regulile. Avem un nou executiv la Bruxelles, care este pus pe fapte mari. Eu cred că Juncker este un operator extrem de înțelept, experimentat după cei peste 20 de ani petrecuți în spațiul european și automat spunea, e pus pe fapt. Spunea și Victor Ponta, mai rigidă și mai dură pare a fi Comisia acum decât Fondul Monetar Internațional. Este și o comisie care își dă seama că trebuie să ofere o cale de ieșire din criza europeană. Acum depinde și de noi cât de înțelepți suntem, cât de în negociere. Da, calea pare a fi totuși tot calea germană, tot calea ortodoxiei bugetare. Da, pentru că este foarte greu, deși s-a conturnat în ultimele luni un flanc, o alianță, Renzi, Hollande, care să țină... Adică cei care au probleme cu deficitul. Exact, dar lăsa că nu li se spune nimic. Da, și chiar periodic mi se pare mai degrabă un dans în care mai lași tu de la mine, mai lași eu de la mine, mai lași și tu de la tine, astfel încât eu să mulțumesc opinia publică, eu, Franța, Italia, și tu, Germania, la rândul tău să poți să spui că ai reportat o victorie, da, să nu pară că te joci cu banii contribuabili. Cu ei văd că se joacă acest dar. La noi lucrurile aici în Est, în Grecia, în România, se pun mult mai tranșant. Da, să vedem ce vorba. Vreau să vedem și revista presei, să vedem ce mai spune lumea, Europa și lumea. Iată, avem un articol foarte interesant. Times se ocupă de o țară. Altfel te gândești cum poate să se vadă o asemenea țară de la înălțimea lui New York Times, dar uite că se vede Estonia, E-liniuță Estonia, iată o țară în întregime online, pe baza unor buletine, cărți de identitate cu chip, unde se află toate informațiile posibile, oamenii pot să-și consulte dosarele medicale, pot să ceară medicamente sub prescriere de pe smartphone, pot să aplice pentru relația cu fiscul, pot să-și trimită declarațiile de impozit online, deci de pe un simplu smartphone, etc., etc., etc. Practic toată legătura cetățeanului cu statul se poate face în mod electronic. Asta îi miră până și pe cei de la New York Times. Da, categorie. În primul rând este vorba de o țară mică. Și când e o țară mică, lucrurile poate, o țară mică poate fi gospodărită mai bine decât o țară mai mare. Nivel ridicat de educație. Da. Să nu uităm Estonia, prima țară dintre cele baltice care a aderat la euro. Da, și au disciplină, o anumită cultură de țară. Sunt foarte mulți factori aici. Părerea mea că și noi, din punct de vedere tehnologic, am putea fi pregătiți și acest lucru ne-a ajutat foarte mult. Apropo și de registre electorale, ce s-a întâmplat în Moldova, indiferent de probleme cu servere câteva ore, dar ideea în sine de faptul că poți monitoriza și preveni frauda din ce în ce mai mult online. Categoric și aici vă dați seama, în momentul în care se concentrează atât de multe date într-un chip, gradul de securitate trebuie să fie foarte ridicat, pentru că altfel îți ia tot pachetul de date. Și la noi cred că s-ar putea, dar cred că trebuie să normalizăm în primul rând din foarte multe puncte de vedere sistemul de achiziții publice și relația dintre noi și campionii noștri digitali. Foarte interesant că la ei firmele care profită de pe urma acestui program, cele care execută aceste programe sunt locale. Da, și de asta spunem o normalizare, pentru că noi categoric cred că avem capacitate și putem să facem aceste lucruri și avem oameni extrem de talentați în marile sau micile, în mediile noastre companii, în domeniul IT-ului. Cred că e foarte important însă ca accentul să fie pe calitate-preț și pe, după cum, să nu devină în acest proiect un obiect de controversă, și anume de ce a mai luat nu știu cine, aici, nu știu ce soft. Aici e marele risc. Iată o exclusivitate RFI România. Anne Hagedorn este fost corespondentă pentru Wall Street Journal în diverse zone fierbinți ale lumii și vorbește despre privatizarea războiului, soldații invizibili, așa numiți, care aparțin unor firme private și care sunt implicați din ce în ce mai mult de către Statele Unite în zone de conflict, ei fiind oarecum în afara legilor războiului care privesc mai mult statele. Așa este și cred că au fost informații și cu privire la Ucraina, de exemplu, și Blackwater și nu numai. Acolo unde există nevoie, există și soluții. Da, e de citit acest material pe site-ul RFI dacă n-ați făcut-o. Statele Unite au trimis o capsulă spațială Orion, noul vehicul NASA va transporta oameni în spațiu către Lună sau chiar către Marte. Acest vehicul a fost deja lansat în mod experimental și a fost un succes această lansare la o altitudine de 14 ori mai mare decât a stației spațiale internaționale.
se pregătesc americanii, urmează o nouă competiție în spațiu. Da? Au venit și chinezii aici, au venit și rușii. Americanii au făcut un pas. Categorie, cred că în ceea ce sigur se iese, cel puțin pe, să spun așa, pe mari poli geopolitici, se iese în ceea ce sigur din criză. Europa, în continuare, și datorită, sau mă rog, din cauza soluțiilor aplicate, e posibil să mai stau o perioadă în austeritate. Dar, în mod cert, odată cu revenirea economică, revine și ambiția. Da. Ultimul articol foarte scurt, Newsweek, un an de la Revoluția Maidanului, un subiect tratat în marile publicații internaționale. Niciuna nu a uitat despre acest lucru. Copilul cu Kalashnikov nu este fericit. Este vorba de un tânăr luptător pentru Ucraina, pe care ei îl regăsesc după un an și discută cu el. Un reportaj foarte interesant în Newsweek. Și am ajuns, Radu Magdin, la final. Atât pentru această seară. Mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc pentru prezent. Ne revedem, desigur, mâine pentru actualitatea internațională. Acum însă vom vedea împreună și cum funcționează banii europeni în regiunea București-Ilfov. Până mâine, toate cele bune! Alături de alte regiuni din Uniunea Europeană, astăzi suntem și noi sub egida Open Days, considerați cu acest eveniment local. Practic, astăzi Europa a venit în regiunea noastră, în regiunea mea. Și vorbim de sistemul dezvoltării regionale în România. După cum se știe, sunt 8 regiuni de dezvoltare socioeconomică stabilite prin legea dezvoltării regionale în anul 1998. Este practic o asociere de unități teritoriale administrative între județe, care au format 8 regiuni pentru dezvoltare ale României. După cum observați, regiunea București-Ilfov este o regiune neadministrativ, teritorială, ca și celelalte, și funcționează din legea, în urma legii dezvoltării regionale din anul 1999, ca ONG de utilitate publică, iar în anul 2004 a fost introdusă o nouă lege, practic o reactualizare a legii din anul 1998. Din anul 2007, toate agențiile, printre care și Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, este organism intermediar pentru Regio. Regio este programul operațional regional, un program pentru România cu implementare regională, ce are ca obiectiv specific dezvoltarea echilibrată, socioeconomică și durabilă a regiunilor. Toate detaliile despre acest program, ghidurile și modul în care s-au accesat acești bani, puteți să le obțineți de pe site-ul regioadrbi.ro. Eu cred că totuși ne aflăm astăzi într-un alt oraș datorită și realizărilor dumneavoastră de până acum și sper că acesta este doar începutul unei povești care va fi de succes. După cum știți foarte bine, din acest an regiunea București-Ilfov este calificată ca regiune mai dezvoltată din punct de vedere, cel puțin din punct de vedere teoretic. Bucureștiul se află pe picior de egalitate cu orice capitală europeană, cu Parisul, Berlinul sau Varșovia, și cred că acest lucru ar trebui să vă ambiționeze și pe dumneavoastră și, bineînțeles, și autoritățile și administrația locală. Și știți foarte bine că, așa cum ați spus mai devreme, se așteaptă foarte multe de la București să fie motorul creșterii economice, să devină un centru de excelență și poate chiar un model pentru alte regiuni europene. Și cred că ar trebui să fim cu toții ambițioși din acest punct de vedere.